Avem o problemă în nordul județului, văd și în jurnalul de Argeș de săptămâna aceasta, cea referitoare la urși. Nu s-a mai discutat foarte mult despre chestiunea asta, dar în continuare pentru noi în județul Argeș rămâne o problemă destul de serioasă. Mai există vreo variantă, vreo reglementare? S-a discutat asta bară, la un moment dat o să se avânt discuția asta vis-a-vis de Ministerul Mediului. Păreau că ar fi interesați cumva de o rezolvare. Da, păreau, au dat acea ordonanță de urgență care n-a făcut, n-a făcut altceva decât să încurce. Este o poveste de a dormi copiii, să spui că se duce primarul, că cineva face un comitet într-o localitate, că sună primarul, că primarul e șeful comitetului respectiv, că primarul trebuie să ia legătura și cu DSF. E o problemă națională, decizia trebuie luată centralizat. Și trebuie o decizie clară, precisă și cu aplicabilitate imediată. De ce? Pentru că vedem foarte clar că efectele acestei probleme sunt pe fiecare zi. Sunt oameni disperați pentru că le sunt distruse recoltele, le sunt distruse gospodăriile și mai mult decât atât, din păcate, din când în când asistăm și la pierderi de vieți omenești. Nu știu dacă este timpul necesar, eu cred că interesele acolo sunt de altă natură. Am avut împreună cu un coleg deputat de la Vâlcea o inițiativă prin care am încercat cumva să modificăm toate aceste reglementări pe care o anume organizație non-guvernamentală, Carpatia, încearcă să le impună la nivel național prin constituirea și forțarea constituirii acelor parcuri naționale, pentru că toată problema de acolo pleacă. Este un interes transnațional ca România să nu-și dezvolte aceste zone, pentru că alte țări din proximitatea țării noastre au deja dezvoltat acel domeniu și nu vor concurență. Și atunci subvenționează aceste ONG-uri. Aceste ONG-uri fac o propagandă agresivă și practic influențează și decizia politică. De ce? Pentru că prin această propagandă agresivă creează în societate o stare de empatie din partea oamenilor vis-a-vis de animale și atunci decizia autorităților, fie că sunt locale, județene sau naționale, este influențată de acest context. V-aș contrazice un pic. În Argeș cred că au beneficiat inclusiv de colaborarea multora dintre instituții, dintre unii colegi de-ai dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate. Cred că ce i-a ajutat cel mai mult au fost banii. Aveți perfectă dreptate. 40 de milioane de euro în terenuri. Aveți perfectă dreptate, au o capacitate de persuasiune ieșită din comun. Repet, îmbracă lucrurile atât de frumos, fac campanii atât de detaliate și de bine puse la punct, încât este... ți-e efectiv foarte, foarte greu să nu pici în plasa acestor oameni. Însă, dacă te uiți și ai capacitatea de a vedea lucrurile de sus cumva și să vezi care sunt obiectivele finale, atunci trebuie să ai puterea. Trebuie să discutăm pe larg despre subiectul ăsta odată și să prezentăm exact ce se întâmplă la nivelul județului Argeș, aici unde au niște suprafețe colosale. Eu mecanismul de funcționare vi l-am explicat în câteva minute. În fapt, aceea e toată strategia. Că vreți să intrați și să dezvoltați pe fiecare segment, nu o să faceți altceva decât să-mi dați dreptate și o să găsiți conexiuni care pur și simplu vor susține într-o totul afirmațiile mele. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. Sper să ne mai vedem. Sunt multe lucruri de spus. Așteptăm să vedem dacă săptămâna viitoare pică guvernul. Eu zic, și când spun eu zic, mă gândesc la poziția Partidului Social Democrat, că nu există niciun dubiu, ba chiar trebuie să fim extrem de atenți în această perioadă, să nu care cumva vreun coleg de-al nostru să contacteze COVID-ul, pentru ca prezența lui în Parlament să nu fie interpretată și supusă unor semne de întrebări.